Doamnă președinte de ședință, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi, centura municipiului Bisa, proiect promis și nerealizat de partidele tradiționale. Printr-o adresă pe care am trimis-o și am primit-o de la Ministerul Transporturilor, am aflat că centura municipiului Bisa este pe pauză. Mai precis, că nu se dorește contractarea separată a studiului de fezabilitate al variantei ocolitoare a municipiului Bisa, pe motiv că studiul de fezabilitate al autostrăzii Nordului, care include și șoseaua noastră de centură, este în evaluare. Din păcate, Bisa a scăpat printre degete șansa unei centuri ocolitoare în momentul în care administrația PSD avea la dispoziție 170 de milioane de euro din bani europeni în acest sens. Consilierii locali PSD au acceptat varianta propusă de primarul Lucrețu, care implica sume astronomice de peste 10 milioane de euro pe kilometru și ar fi distrus cadrul natural al dealului Codrișor, care va deveni o zonă spectaculoasă imediat ce va fi pusă în valoare. Dacă liderii PSD înțelegeau că varianta optimă ar fi fost Sărata, Monariu, Livezile, la această oră puteam fi departe. Dacă ar fi existat viziune și voință, Bisa putea avea astăzi o centură ocolitoare și ar fi reprezentat un pol economic în această zonă a Transilvaniei. Cel mai relevant exemplu este centura orașului Gherla, care deține o variantă ocolitoare și a devenit atrăgător pentru marile companii, creindu-se locuri de muncă pe o piață concurențială care avantajează angajatul și aduce salarii majorate. În mandatul meu de parlamentar am avut nenumărate intervenții politice și publice în care am explicat că dezvoltarea municipiului Bisa este dependentă de dezvoltarea infrastructurii și am atras atenția că cea mai mare problemă a bisenilor este absența șoselei de centură. Mai mult, am inițiat un proiect de lege pentru construcția autostrăzii Nordului, care include șoseaua ocolitoare a municipiului Bisa, inițiativă ce zace în sertarele comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, după ce în urmă cu mai bine de un an a trecut și au primit un vot favorabil în Senatul României. Vă spun clar, bistrițenii s-au săturat de evaluări fără termen, de amânări de zeci de ani, de promisiuni neonorate. Îi cer astăzi Ministrului Transporturilor, domnul Lucian Bode, despre care știu că este un om serios și de bună credință, să vină urgent cu un plan concret, asumat, cu termene realiste de construcția șoselei de centură a municipiului Bisa. Aceasta va fi putea fi inclusă în autostrada Nordului mai târziu, o autostradă care de altfel și-o doresc 2,5 milioane de români. Vremea politicienilor cu promisiuni neonorate și fără rezultate a trecut, bistrițenii vor fapte și nu mai acceptă compromisuri după ce dorința lor de a avea o centură ocolitoare în municipiul Bisa a fost pusă pe pauză. Toate guvernările partidelor tradiționale din ultimii ani au eșuat. Mulțumesc!